L-am notificat pe Dorian Popa, cerând daune materiale, dar nu mă voi opri aici. După Dorian, voi trece la următorul. Călin Donca i-a declarat război lui Dorian Popa. Ce are de gând să facă omul de afaceri? Călin Donca tună și fulgeră și l-a luat în vizor pe Dorian Popa. După ce a scăpat din spatele gratiilor, afaceristul este determinat să-și facă dreptate și să-și reabiliteze numele. Așa că a trecut la treabă și îi mitralizează pe toți cei care l-au defăimat. A început cu Dorian Popa, căruia îi cere daune materiale și cu care este gata să meargă și în fața instanței în cazul în care nu o să primească tot ce vrea. Vreți să știți câți bani a investit până la urmă Dorian Popa în parcul fotovoltaic al proiectului nostru? L-am notificat pe Dorian Popa, cerând daune materiale, dar nu mă voi opri aici. După Dorian, voi trece la următorul, apoi la următorul, apoi la următorul. Dacă ești unul dintre cei care a vorbit la adresa mea sau la adresa alte persoane, fără să ai dovezi clare și ai defăimat, crede-mă, că vin după tine. Călin Donca a fost arestat în luna septembrie anului trecut, fiind acuzat de evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Însă, după 3 luni petrecute în închisoare, Tribunalul Brașov a decis să înlocuiască măsura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, așa că afaceristul a fost eliberat. Acum, liber și fără griji, Călin Donca este gata să înceapă războiul cu toți cei care s-au dezis de el. Atunci când a fost arestat, Călin Donca era partener de afaceri cu Dorian Popa. Cei s-au asociat imediat și au defilat împreună în mediul online cu afacerea pe care au pus-o pe picioare. Însă, deși apăreau împreună și părea că au devenit prieteni buni, după ce Călin Donca a fost arestat, artistul s-a dezis de el, iar asemenea lui au fost mulți. Acum Călin Donca plusează și îl găsește vinovat pe Dorian Popa. De mai mult, afaceristul spune că artistul ar fi creat chiar un grup de WhatsApp pentru cei care spun că au fost țepuiți de el. Toate aceste lucruri l-au făcut pe Călin Donca să reacționeze dur și este gata să-l facă pe Dorian Popa să plătească.